Fabrica de la Rovinari își va deschide porțile în luna mai. Există o problemă în privința calificării forței de muncă, însă primarul spune că soluția a fost găsită chiar de liderii de la centru, care i-au indicat o firmă de consultanță. Un lucru concret care s-a stabilit a fost faptul că domnul președinte ne-a trimis împreună cu domnul general Chițoiu la București, la o firmă de consultanță și la minister să vorbim pentru a atrage fonduri privind formarea profesională, pentru că cei care ne-au oferit locuri de muncă au fost serioși, oamenii au avut o deschidere maximă și au înțeles că, de fapt, importanța noastră este să le creăm și un cadru sănătos. Și atunci am discutat ca să putem să depunem concret un proiect pentru a atrage fonduri pentru formarea profesională. Autoritățile speră ca în felul acesta să atragă noi investitori. Domnii investitorii vor forma 1500 de oameni pentru noile fabrici, vor cheltui aproximativ 1 milion și ceva de euro. Am stabilit clar că în următoarea perioadă, chiar săptămâna asta a fost discuție la București, să putem să depunem proiect pentru a obține acești bani. Să încercăm să-i ajutăm pentru a avea o colaborare cât mai bună în viitor și a aduce și alți domni investitori. Primarul Robert Filip face apel la cetățenii aflați în căutarea unui loc de muncă să-și depună un CV pentru recrutările ce se vor face la noua fabrică din Rovinari.